La penitenciar am întâlnit-o pe Mariana, o femeie de 46 de ani condamnată pentru omor. Peisajul copilăriei Marianei este întunecat, umbrit de lipsa de afecțiune, neglijență, de abandonul mamei, bătăi, certuri, scandaluri. Mariana descrie cu multă oroare tentativa tatălui Vitreg de a o viola pentru prima oară la 12 ani. Reușește să scape, fuge la mama și apoi urmează o a doua și a treia tentativă de viol, însă mama reușește să mușamalizeze totul împotriva monstrului, așa cum îl numește Mariana. O persoană care în perioada copilăriei nu și-a satisfăcut nevoia de valorizare, de afecțiune, de apartenență, își structurează personalitatea având sentimentul inutilității, a nesiguranței, a lipsei de valoare. Aceste caracteristici vor fi evidente în modul de a gândi, de a se comporta și de a acționa atunci când această persoană devine o persoană adultă. Întreaga conjunctură o determină pe Mariana să ia decizia de a se sinucide. Nu reușește, așa că decide să plece de acasă. Nu după mult timp revine acasă la insistențele mamei. Totul era ca în trecut, nimic nu se schimbase, doar că acum nu mă mai bătea, slăbise, nu mai avea curajul. În schimb, pe mama... Adevăratul motiv pentru care Mariana decide să se reîntoarcă acasă se pare că a fost de natură inconștientă, anume nevoia ei de recunoaștere, de acceptare, de valorizare, de apartenență din partea mamei, de acele trebuințe de care ea, în procesul de structurare al personalității, nu a beneficiat. La 19 ani, Mariana cunoaște un tânăr și decide să se căsătorească. Au primit de la stat o garsonieră. La 20 de ani a născut o fetiță, care în prezent are 18 ani și locuiește la o mătușă din partea mamei. Însă viața Marianei devenea din ce în ce mai grea. Soțul infidel o părăsește când fetița avea doar un an. În această perioadă ajunge dependentă de alcool. Din nou confuză, se retrage în sine, dedicându-și viața pentru a oferi fetiței tocmai ceea ce ei nu i s-a oferit niciodată. Astfel, ea creează o nouă dependență, dependența de fetiță, trăind doar prin ea și numai pentru ea. La 26 de ani cunoaște un alt bărbat, cu care decide să trăiască liber consimțit. Speranța că de data aceasta va reuși să creeze o relație cu partenerul bazată pe respect și responsabilitate, o determină să se implice în această nouă relație. Din nou, așteptările îi sunt înșelate. Relația dintre Mariana și concubin devine conflictuală, tensionată, presărată cu certuri, bătăi, infidelitate, scandaluri, băutură. Mintea și gândul îi se întunecă. Își reactualizează potențialul violent atunci când își vede copilul plângând, lovită de o vecină pe care Mariana o bănuia de infidelitate împreună cu soțul său. Ucide. Așa a ajuns Mariana acolo unde se află și acum, după gratii. Violența este un fenomen de un dramatism pe care statisticile nu pot să-l exprime. Dincolo de cifre, sunt mii și sute de mii de drame, vieți distruse, copii care poartă și peste ani urmele traumelor prin care au trecut, femei care se sting cu neputință în suflet, lacrimi, tăcere, amintiri dureroase și, în multe cazuri, disperarea de a nu-ți găsi drumul de urmat în viață. Uită-te în oglinda din ochii copilului tău și vei înțelege că bătaia nu a fost și nu va fi ruptă din rai niciodată.